Deși, uite, dacă vorbim despre fotografie și scris, mie îmi place să am înscris cuvinte decente, nu tâmpenii, adică chiar dacă uneori îmi vine să mă răzbun, că nu-mi place ceva, dar cât se poate de scrisul blând, de dulce. La fel și fotografia. Să nu-l urâțim pe om, să nu-l prindem în poziții urâte, căscat sau nu știu, strâm, sau, să căutăm să-l modelăm, să-l facem mai frumos. Nu, asta nu înseamnă să nu se înțeleagă că deformăm realitatea. Nu, același om îl poți lua într-o imagine urâtă. Așa e, că aș vrea Uite, eu să. ziceam, de imaginea asta nu-mi place, dar nu i-am reproșat, că am stat prea plecat. Zic, să fi fost puțin Apoi, să vă spun sincer, nici n-aș fi crezută că sunteți dumneavoastră aici. Nu, dar eu i-am zis. Sau un mare fotograf din București mi-a făcut o cană în care, în materialul ăla mi-a pus și o imagine nu-mi place, că parcă-s de vreo 200 de ani de bătrân. Așa, ne duc în eroare uneori. Iar dacă zic lucrurile astea, Așa, da. pentru că noi care publicăm trebuie să învățăm. Eu le zic la tinere că stau în poziții incomode, parcă cu dizabilități, stai cu un picior nu știu cum, unul arată mai subțire, unul mai gros, mai strâmb. Da, cu buzele nu stau bine. A, nu, buzele astea e o mare deformare. Adică, nu știu ce cred unii, că Dumnezeu nu știu să facă pe om. De ce vrea să modifice buzele, sânii, nu știu ce. Destul de bine o calcula Dumnezeu. Nu știu cine ar putea mai bine. Trecând la altă poveste, că tot am povestit de fotografii, am povestit despre imagini, am văzut și niște articole impresionante în unele ziare cu renume din România, unde au apărut și scrierile dumneavoastră. Ce puteți să-mi spuneți despre ele? Ei, Și pe parcursul acestor eu ce cuvinte o să le să rulăm. zic, am trimis scrisori și uneori cu, nu știu cum, cu ideea de a îndrepta unele lucruri. După Revoluție am trimis și chiar am fost surprins că Adrian Păunescu nu a publicat ce-o fost ascuțit. Păi de ce s-o temut? Un mare poet s-o temut să publice, mi-au publicat cam 90% din scrisoare în publicația Totuși Iubirea și vreo niște care nu ar fi deranjat decât spunea unele adevăruri. Păi dacă era ceva, cineva îmi făcea un rău, eu suportam, nu Adrian Păunescu. Apoi am fost mulțumit, a fost Iulian Ignatu, un mare jurnalist, și a scris o pagină în Formula As despre mine. Apoi unul, Cătălin Suciu din Cluj, și el a scris extraordinar. Eu sper că nu greșesc, Cătălin Suciu. Extraordinar. Apoi Andrada Lăutaru, mai frumos nu se poate cum a scris. Dar printre primii, dacă nu primul, Teofil Ivanciuc o scris. Și mulți încă nu-mi vin în minte câți au scris. Adică parcă m-au răsfățat. Și să știi că cu ocazia aceasta vreau să le mulțumesc la toți prietenii. Nu numai că nu suntem prieteni, decât cunoștințe, dar că au avut încredere și nu le-a fost rușine să spună despre mine. Dacă Știți ce am apreciat la dumneavoastră?
cel mai mult și motivul pentru care ne aflăm astăzi aici, ca să știuți să siți de omenie. Câte fotografii le-am primit eu, dragii noștri, pe niciuna nu mi-a cerut nici măcar un leu. Și cred că acest obicei le-ați făcut cu multe persoane. Adică din că loc de muncă n-ați avut, ca să putem să spunem că ați lucrat cuptore și ați avut un venit, să zic, normal. Ci din economiile dumneavoastră ați împărțit și celor din jurul dumneavoastră bucurii. Da, uite, în ultimii ani a fost pe la mine câteva sute de turiști. Și câteva zeci au vrut să-mi dăruiască bani, dar n-am luat sau n-am cerut, că eu am fost cu turiști pe sate și unii hămnisiți, cum zicem noi. Mă, zice, nu-mi pot pierde timpul. Încât la unul îi ziceam, mă, dar păi voi n-aveți pe Coseu ce, pe tăt ce am eu, că nu se văd câte am eu. Și zic, n-am pretins la nimeni ceva. Nu de mult au fost doi bărbați și două femei din Sighet și mi-au vrut da 50 de lei. Am refuzat, nu că nu știu eu ce înseamnă banii. Doi tineri din Vâlcea. Singurii bani care... I-am vrut refuza de la Florin Andrescu din București, care a făcut de video, nu știu dacă ai văzut, dar interesant. Mi se pare că nimeni așa ceva despre Maramureș. Vechi, nou, el n-o ținu cont că să iai numai tradițional, cum o prins oamenii, locurile, au făcut DVD-ul Maramureș, țară veche sau țară, nu știu, am DVD-ul, Maramureș, țară nouă, țară veche, așa ceva. Și el neapărat a fost musai să iau 100 de lei, zice, ai fost cu mine două zile, că am fost... O zi la Tânje, fost ambasador. O zi la lacurile aici și o zi la stână, la Mara și pe munte. Dar am avut mult de învățat de la omul acela și un om de milioane, cum zicem. Și n-am vrut să iau bani, el a stăruit. Și de aceea eu aș vrea să se afle unul să zic de pe pământul ăsta, indiferent de pe ce continent. Băi, am fost la Oania și ne-au pretins bani. Că, uite, își pierde timp. Poate vecinii să gândesc când văd atâția turiști că intră. Cine știi câți bani face dumneavoastră? Da, da, stai, eram la o nuntă, eu făceam poze așa, pentru mine. Și niște bătrâni, mă, pe ăsta câștigă, mă, zice. Păi nu știi că eu nu iau niciun leu, nu am cerut la cineva, am făcut zeci de fotografii. Uneori cineva mi-a dat o parte din... Dar oricând am făcut, am pierdut mult din, hai să nu zic cu avere, dar mult, mult am pierdut de-a lungul timpului. Dar nu mi-a părut rău, deoarece mi-am făcut datoria de om. Ce frumos ați spus! Dacă am înțelege că ceea ce dăruim altora, necondiționat, înseamnă numai datoria de a fi om. Până să mai mergem la următorul moment, eu zic să mai îmi povestiți un pic despre o fotografie în care apare mama dumneavoastră. V-ați respectat mama, ați cinstit-o? Am respectat-o foarte mult. Deși ea nu m-a înțeles. Păi cum să înțeleagă că dumneavoastră nu a putut pricepe rânduielile acestea care le-ați avut dumneavoastră? Nu, dar uite, mai bună femeie cred că nu a fost pe pământ. Dar așa să nu mă înțeleagă, eu n-am împățit. Pe mine m-a înțeles Valentina Fătu, mare actriță. Nu știu, nu-mi vine în minte acum câți m-au înțeles. Și-au apreciat. Și mama zice, de ce prieteni, ce scris, ce poze, ce film, îți pierzi tu timpul. Nu vezi că nimeni nu lasă puțin timp. Toți lucrează în folos și tu numai în pierdere. Ea nu știa că Eminescu zicea că cultura este singurul lucru care nu se plătește. Păi ce poți să-i pretinzi de la mama? Câte clase au avut mama? Păi nu-i vorba de clase. Nu, ca idee. Au avut 4, da. Și cum va alinda?
Păi nu, oricum. Vasălică, vă zicea, Vasalie. Nu, nu mod de nerdat. Dar ea ținea, eram acum spre bătrânețe și venea și mă învălea, nu cumva să-mi fie frig. Atât a avut grijă de mine, nu a fost încât, uite, ceea ce nu prea mulți au făcut. Eu în mormântare am citit niște versuri, am cerut la voi, la preot, zic, uite, am de citit niște versuri dedicate mamei. Da, le aveți pe oriunde să mi le ziceți Păi și mie. nu le-am la îndemână. Și fotografia aia cei pe perete e făcută de Ducu Gheorghescu, un mare fotograf din Curtea de Argeș, și el în filmul cei pe internet, un documentar, povestea vieții, sunt fotografii făcute de el și versuri de Cristina Onofre. Și pune o prietenă din București la mesaje, pe când mă uit, mă, dar păi mama acolo și niște versuri adaptate, mă, dar păi eu, o dată îl contactez, mă interesez. Ei o știu că a murit mama și chiar ce surpriză mare. Câți ani are de când s-a dus? Păi în 2013, atunci, să zic, mama a murit în ianuarie și în octombrie am mers eu cu invitat, știi, de Mircea Cantor în București. Deci, imaginile acestea le-ați avut o expoziție Da. unde? În București, în Muzeul Național de Artă Contemporană din Palatul Parlamentului. Și v-ați gândit că nu vă trebuie nici țoluri, nici bânduri pe păreți, că-s mai mândră este că... Nu, dar uite, eu și acolo, ceea ce nu știu cine ar fi făcut lucrul ăsta. Am mers cu diacul Opri și el a cântat Povestea Lemnului, că era vorba despre o casă a lui Mircea Cantor acolo, și l-a luat pe unul cu trâmbița de aici, din sat. Și Mircea l-a zis că ăla cu trâmbița nu, adică nu, mie mi-a spus, nu o să-l iau că îmi cere cât opriș. Mă, ia-l, că nu trebuie să-mi plătești mie. Și mie de când mi-a decontat drumul și n-am luat. Ei, tot a fost bine, că a fost ca o publicitate. De atunci tot bunii amintea de expoziție, așa cum e reclama cu casele prințului. Da. Să nu uit că vreau să vă spun un gând. Noi aici pe pământ, comorile, cum spune Dumnezeu, le mănâncă molea, lugina, nu? N-avem haznă de ele. Dar să ne facem comori pentru cealaltă lume. Poate că emisiunea Zestrea Maramureșului pentru mulți își imaginează cine știe cum. Este o emisiune care o facem din drag, în primul rând. Din drag și ne punem nu numai dragostea în ea, ci mai mult decât atât ne punem posibilitatea de a deschide povești, povești care să rămână în istorie. Pe încheierea acestei emisiuni, dragii noștri, eu zic că ar trebui, n-avem hori, emisiunea aceasta n-are hori. De săptămâna viitoare intrăm în postul Crăciunului și intrăm pe rânduiala cu care cred că v-am obișnuit deja de atâția ani și dăm ascultare unei poezii, unor gânduri pe care când le-ați scris? Aici scrie Eu 5 noiembrie 2019. astăzi le-am compus. Ce mă gândeam la emisiunea asta, ce mi-ai spus de ieri sau când mi-ai zis că o să o faci. Să Și știți că cu oameni ca dumneavoastră mi-e atât de ușor să găzdăluiesc, pentru că n-au atât de multe rânduieli, au modestia, nu uită să fie oameni. Cu aceia cu care mi-e greu să comunic de la om la om, nici nu le cad pragul, nici nu-i cad. nu, dar știi, aveam niște emoții. Măi, Emoții. știi de ce?
Vedeam toate emisiunile strălucite. Mă, să nu fie a mea cea mai amărâtă prezență. Și-mi spuneați că prietenul dumneavoastră nu v-a crezut că zine zestrea. Da, da, nu, nu, așa. Dar uite ce am scris eu. Deja mulți mă cunosc. Am vreo 2500 de prieteni pe internet. Și eu acum, de când am internet, majoritatea le-am scris în direct. Și asta nu, nu-i ciornă, e direct. Majoritatea le scriam direct, deși după ce regretam, mă, uite, ar fi trebuit altceva. Azi am scris așa. Unii ar vrea să fiu așa de bun și de credincios ca Iisus, ori ca Eminescu de înțelept și talentat. La asemenea minuni, nici când cu gândul n-am ajuns, căci mă consider un om simplu și trăiesc în Maramureș, lângă Gutâi, într-un sat. Nu-s fotograf, profesionist, nici poet, doar un iubitor de artă și cultură. Pasiunile mele nu sunt un lucru secret. Tot ce realizez e cu bun simț, plăcere și normală măsură. N-aș dori să fiu poluat de vreo mândrie pe care o consider în viață ca o decădere. E înălțător oricând să fim de omenie, chiar și în clipe de tristețe sau durere. Asta am scris astăzi. Ce frumos! Dragii noștri, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă spunem ca de fiecare dată, Dumnezeu ne dă bine. Și pe săptămâna care zine să ne putem întâlni cu bine. Doamne ajută!